Astăzi o să-mi fac o mâncare de iarnă, cu fructe, legume, știi, și o facem aici pe balcon, unde se vede mai mult. Acesta este parcul unde ies eu mereu cu de data afară. Eu îmi fac mulți vlogs pentru fel și vreau să-mi fac această mâncare. E mâncare proaspătă, să zicem. Pentru asta avem nevoie de bani. Pentru asta vom avea nevoie de câteva lucruri și nu este implicat și așa, vom avea un fruct nou de data asta, nu ca în celălalt, dar nu vom folosi mult. Toate fructele sunt pregătite, unele sunt mucegâite, altele nu. Uitați-le! Banana, un măr roșu, un măr galben, roșu, roșu, nu știu, un bostan și în sfârșit să vedeți o minunăție. Dovleacul și acestea sunt toate fructele, așa, le vom... din acesta nu-l vom folosi. Vom folosi doar măr, un măr și ăsta îl păstrăm. Ăla îl vom pune la școală. Acest bostan de Halloween, dintre care are un mesaj. Uitați, mesaj. Să vă dau lumină să vedeți. Uitați. Și de un cuțit, aici nu se prea vede. Un cuțit așa. Așa, stai doar un pic și pentru un final. Nu o să vedeți partea asta. Sunt lucrurile de care să avem nevoie: un cuțit cu vârf, un iaurt ia, o linguriță, să amestecăm fructele cu activia, un pahar în care să golim când mâncăm. Acum v-am arătat în primul meu așa, îl voi pune și voi începe să fac opera mea de artă la sfârșit, verde, cum va arăta. Vom folosi doar câte o jumătate de fiecare, jumătate de măr, jumătate de banană. Acum trebuie să-mi dau jos. Pentru un pic am să vă pun și să fiți în umbră. Un pic de timp. Am resosit de astăzi doar o secundă. Bun. Mă aveți aici. Vom putea deocamdată să începem și nu începem doar așa. Vreau să mai rămân, vedeți, o parte.